Am ajuns la episodul numărul 7 din serialul nostru de succes, Hai la Euro, da? Un serial care este sprijinit și mulțumim pentru asta sponsorului Stalinskaya, da? Se și pupă sloganul Stalinskaya pentru cei puternici, da? Pentru că să ajungi la Euro trebuie să fii puternic. E ceva tare. Da, e ceva tare să ajungi la Euro și doar pentru cei puternici e să ajungi în cele mai bune echipe la un turneu final. Și are un slogan foarte bun, probabil și de asta au venit lângă emisiune, că a sunat bine, da? Așa cum și naționala lui Edi Ordinescu a fost puternică și sloganul Stalinskaya e bun pentru cei puternici, pentru că de fapt despre asta vorbim, despre cei puternici, despre cei cu adevărat buni. Astăzi vom discuta despre mari absenți, da, și poveștile din spatele acestor absențe cu Andrei Vochin. Nu l-am mai prezentat, deja, cum să spun, este familiar chipul lui, el are aceste povești, el vine cu tolba plină, Andrei Vochin, unul dintre cei mai mari ziariști sportivi, și v-am spus, vom discuta despre mari absenți și storiurile din spatele acestor absențe. Andrei, te salut în primul rând. Salut, Horică, încă o dată. Da, sunt... Sunt, cred că, povești, unele chiar dureroase. Sunt triste, sunt dramatice, da. Pentru că există poate șanse unice în viața fotbaliștilor de a ajunge la aceste turnee finale. Sunt din 4 în 4 ani la europene și la mondiale, deci, sau din 2 în 2 ani, dacă vrei, toate turneele finale. Suntem o națiune care nu se califică la toate turneele finale, astfel încât jucătorii să spună, a, mai am o șansă, poate mai am o șansă, pentru unii nu am mai ce fost prins, nicio șansă. E bine să bifezi. Și, din păcate, în istoria echipei noastre naționale au fost jucători mari, imenși, care au ratat această oportunitate. Și primul dintre ei, de care mi-aduc aminte, este marele Ilie Balaci. Dobrin a fost la un turneu final, chiar dacă n-a jucat, Hagi nu mai vorbesc, numai că Ilie Balaș n-a putut să participe la niciun turneu final, deși la ăsta din 84... Nu, n-a fost nici la turneu de mondial Ilie Balaș, deci n-a prins niciodată un turneu final? Niciun turneu final în carieră. Asta e și ghinion. Este ghinion, pentru că el ce putea să prindă, putea să prindă după 80, când a venit Mircea Lucescu, sau chiar putea 82, că a fost în echipă și în naționala pentru mondialul din Spania. Nu ne-am calificat atunci, ne-am calificat în 84 cu ajutorul lui mare de tot, a făcut niște meciuri memorabile în prima parte a campaniei de calificare, evident cel mai mare, cel cu Italia de la București, în victoria alea cu 1-0 când l-a făcut pe Gentile praf. Din păcate pentru el, într-un meci de campionat la Baia Mare, a suferit o accidentare gravă la genunchi, o ruptură a ligamentelor meniscului. Cel vinovat, nu știu cum să-l spun, ori între ghilimele, ori fără, dar a fost inamicul public numărul 1 al tot neamului românesc în momentul ăla, a fost un fotbalist de la Baia Mare pe nume Arezanov, care a avut o intrare mai dură, terenul era foarte greu la Baia Mare, piciorul i-a fost prins în pământ. Am și citit presa, a fost răstignit pur și simplu. Da, 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 pentru că Ilie Balaci era... Și nu l-a iertat nici Balaci. Nu, niciodată. Niciodată nu l-a iertat niciodată. Balaci. Adică chiar dacă Balaci era un om inteligent, Dumnezeu să-l odinească, era un tip cu suflet mare, așa, peste asta n-a putut să treacă. Exact. Și practic, prin întâmplare asta, i s-a răpit o șansă unică în cariera aceea de a juca la un turneu final. Deci asta este o poză cu Gentile la finalul meciului cu Italia, când Gentile, care fusese omul care l-a anihilase pe Maradona la campionatul mondial din 82, n-a putut să facă același lucru cu Ilie Balaș pe și fostul 23 august. Și niciun turneu final marele Ilie Balaș la echipa națională. Niciun turneu final la echipa națională. S-a accidentat, s-a încercat să se recupereze, chiar țin minte că Mircea Lucescu a încercat să-l integreze undeva prin aprilie, mai, cumva în structura echipei naționale, dar și-a dat seama că nu va putea face față la un turneu final și a rămas acasă. Tot atunci a mai rămas acasă iarăși un jucător care a însemnat enorm pentru acea calificare. Este vorba de Ion Giorgău, celebru Gheorghiță Giorgău, că așa l-a numit maestru Adrian Păunescu la începutul carierei lui, nu știa cum să-i spună, nu știa cum îl cheamă, știa doar de Giorgău și i-a zis Gheorghiță. Dar pe nu îl cheamă Gheorghiță. Nu, îl cheamă Ion. A, Ion Giorgău? Da. A, și a rămas Gheorghiță Giorgău? Și a rămas Gheorghiță de la Adrian Păunescu. Atât de greu era cuvântul lui Adrian Păunescu? Păi, da, el l-a popularizat până Cenaclu, până toate astea și toată lumea Gheorghiță Giorgău și acum de Sfântul Gheorghe primește telefoane de la mulți ani, deși pe el îl cheamă Ion. Da, da. Nu primește de Sfântul Ion, dar primește nu, de, da? Da, da.
Da. Asta era Adrian Păunescu, un colos. Da. Când Adrian Păunescu spunea o ștampilă, cu aia rămâneai. Punea mâna pe umărul tău, erai sus de tot. De ce e foarte important Gheorghiță Giurgă? A jucat în foarte multe meciuri în campania respectivă cu Mircea Lucescu, a jucat inclusiv în meciul ăsta cu Italia de la București. Apropo, la meciul ăsta au fost convocați 12 jucători de la Universitatea Craiova, în condițiile Craiova în care maximă. Erau 11 titulari. Da, Craiova maximă. Da, 12 jucători convocați. Gheorghiță Giurgău, la ultimul meci, la Bratislava, pe 30 noiembrie 1983, aveam nevoie de un rezultat de egalitate, cel puțin, sau victorie la Bratislava. Este folosit titular de Mircea Lucescu în meciul respectiv și undeva în repriza a doua, la scorul de 0-0, pe un contraatac, reușește să marcheze la Bratislava, noi să conducem cu 1-0. Un gol extrem de important, pentru că presiunea la Bratislava era foarte mare acolo. Era clar că dacă nu marcăm, e greu să ținem 0-0. Și acel gol a fost un fel de gol al descătușării. Am fost egalați undeva pe minutul 83-84 spre final, dar cu golul lui Gheorghiță Giurgău, România practic se califică la primul campionat european din istorie. 84. Ei bine, Gheorghiță Giurgău nu ajunge însă să fie convocat și în lotul din 84, pentru Franța. Aici părerile sunt împărțite. Mircea Lucescu susține că a avut o accidentare înainte de convocare. Dacă îl întreb pe Ghițu, vezi că porecla lui nu e că Gheorghiță, dar a primit și diminutiv. Se spune Ghițu, Ghițule, Ghițule, ce faci? Așa? Ghițu susține că el era refăcut și ar fi putut să facă față, chiar dacă n-ar fi jucat poate și în primul meci. Lucescu. Și că, da, mi se părea normal să fie în lot, mai ales că ajutase echipa națională, dar a fost o pierdere pentru... Au ajuns, de exemplu, la acel turneu final, jucători care evoluaseră mai puțin sau deloc în preliminarii, gen Zare de la... Adică nedrept oarecum. Nedrept pentru Gheorghiță Giurgău. Da. Deci ăștia au fost doi mari absenți la europeanul din 84. La europeanul din 96 avem iarăși, aș spune, un absent și jumătate, de fapt doi absenți, dar unul de dinainte de lot. Cine? Gică Craioveanu. Gică Craioveanu era un fotbalist în mare vogă la momentul respectiv, era golgheter în Spania, marca pe Bernabeu, marca pe Nou Camp, era golgheterul Real Sociedad. Ei bine, înainte de convocare, joacă ultima etapă în campionat cu Athletic Bilbao, un derby basc, un meci de foarte mare încărcătură. În meciul respectiv, dacă Sociedadul bate pe Bilbao, retrogradează rivala de o viață tradițională în Liga a doua. Sociedadul nu mai putea să urce sau să coboare de pe locul 7. N-avea o miză. N-avea niciun fel de miză. Gabi Balint, care era director sportiv la echipa națională, îl sună pe Craioveanu înainte de meci și zice: băi, Oltene, nu te băga să joci, e ultimul meci, n-are niciun rost să riști orice. Bre, nu se poate să nu mă bag. N-am cum să nu mă bag, că e nebunie în oraș aici. Da, ăștia da, în jur ăștia, mă alergă pe străzi. În minutul 20, 2-0 pentru Sociedad, da. Și minutul 24 face ruptură Craioveanu. Și cu din dorința aia de a-și ajuta cum comunitatea... Zice el, cum zice, grande, n-am cum să nu... Știi că el, grande. Grande, da. Da, grande, n-am, grande, cum, n-am, să, cum, n-am cum să nu mă bag. Băi, Oltene. E derby local aici, e cele mai mari ambiții. Și e meciul pe care orașul așteaptă de două ori pe an. Astea sunt meciurile pe care da, așteaptă. Și e motiv să, moment să-i retrogradăm acum, deci vom rămâne în istorie, că noi retrogradăm, ca și cum ar fi Steaua... Și a retrogradat? Da, uh-huh. Da. Și, și face ruptură. Și face ruptură în condițiile în care, atenție, 94 e iar în preajma lotului, dar îl supără pe Neapuiu la un turneu în Hong Kong, pentru că nu vrea să joace ce îi spune Neapuiu din punct de vedere tactic. El zice: eu nu pot să joc 9 plin, eu vin din spate, nu pot joc cu spate la poartă. Și Neapuiu a zis: ori joci ce spun eu, ori nu mai vin la echipa națională. Și nu a mai venit. Dar în 96, în preliminarele pentru 96 am început să-l cheme și 96 era un jucător clar de chemat în lot în momentul respectiv. Bine, mai e o absență, dar asta nu-i de marcă, mai degrabă e așa de cuiz de poveste. Gabi Popescu, care juca și el în momentul ăla în Spania, decide să-și facă operație estetică la nas. Înainte de Euro și pierde turneul. Decide să fie Richard Gere. Da, bine, avea și niște probleme de respirație, dar cred că pentru un turneu final mai puteai să aștepți. Gabi Popescu însă a prins turneul final. De campionat mondial. Dar să faci operație la nas înainte de turneul final cu șansă să-l prinzi, minte puțin.
A fost alegerea lui. Deci asta a fost 9-6, a lipsit Craioveanu. De ce spuneam că sunt una jumate sau două? Mm-hmm. Pentru că în lot a fost convocat Sabău. Dar Lupu când a lipsit? Lupu a jucat în 90, după care n-a mai fost în anturajul echipei naționale. Poate mai putea în 94 când era pe la Rapid. Nedrept și față de Lupu. Dar el a jucat la Mondialul din 90. Dar nedrept și ce s-a întâmplat. Cred totuși că Iordănescu nu s-a purtat corect cu... Poate că nu. Ca talent era clar că poate, adică era peste Iulian Chiriță, să spunem, care a fost în lot la momentul adică respectiv. Totuși, cum să spun, și Iordănescu a avut și mentalitatea lui totuși ca zonă. Adică un mare antrenor, dar și el cu anumite fixisme și cred că pe zona de disciplină. Cred că aici era aparea problemă. Aici. Da. Păi tu îți dai seama că el Lupu era un rebel. Dar știi cum e? Apropo și de ce povesteai cu Budescu și cu Piții. Vezi ce bun e un rebel în lot, din când în când. Da, dacă e un rebel pozitiv, e foarte bun. Dar tu îți dai seama că Neapăinul a luat pe Lăcătuș în 94. Chiar, Lăcătuș, îți dai seama ce însemna pentru el. Am văzut că regret acum. Cariera lui. Adică am văzut niște declarații că a spus că îi pare rău. Acum nu știu dacă le-a spus sincer sau din vârful gurii. Probabil... Ca să-i dea doar așa o satisfacție, cum să spun, lui Marius Lăcătuș. Probabil că da, pentru că în 96 și 98 Neapuiul ia pe Lăcătuș și la Euro și la Mondial. Deși era 2 ani sau 4 ani după momentul 94. Da. Deci e probabil că există un regret. Deci spuneam de al doilea jucător, foarte important, e vorba de Neluțu Sabău. Neluțu Sabău a ratat Mondialul din 94 din pricina unei rupturi musculare și în 96 este convocat în lot, iar are o problemă musculară, pentru că a avut foarte multe probleme de genul ăsta. Da. Și se reaccidentează pe parcursul turneului și este singurul jucător de câmp din echipa națională a României în 96 care nu bifează niciun minut la acel turneu final. Este în lot, dar nu bifează. Mă rog, e și al treilea portar, Tene, care nu prinde niciun minut. Ce dar... poză! Da! Ce poză cu Maradona, marele Maradona. Luați, da? La pământ, Sabău, Iosif Rotariu. Doamne, ce poză! Da! Doamne, ce poză! Fabuloasă! Rotariu, care a fost paznicul lui Maradona în meciul respectiv. Neluțu Sabău, care e chinuit de aceste accidentări continuă. Canigia e cumva în poză? E Canigia? Da, cred că e Canigia cu 8. E Canigia. Cred că da. Neluțu Sabău, foarte multe accidentări musculare, a pierdut foarte multe turnee finale din pricina asta și la vremea respectivă s-a spus că toate lucrurile astea îi veneau de la faptul că era într-o religie diferită care se numește Martorii lui Jehova, tot o religie creștină, și despre care se spune că au niște restricții alimentare sau niște cutume de genul ăsta. Nu, dar el a venit și a contracarat chestiunea asta. Da, și a spus om că este cu vorbesc de a ce spus, s-a judecat nu, atunci cu credința lui. Da, a spus că mănâncă la fel ca orice alt sportiv, ia vitamine la fel ca orice alt sportiv, numai că aceste accidentări musculare au venit pe fond emoțional și de stres și a descoperit chestia asta la vreo 5-6 ani după ce a încheiat cariera fotbalistică. Pe stres? A găsit un specialist care a descoperit că pe toate rupturile musculare pe care le-a făcut în decursul carierei le făcea pe fond de stres. Deci pleca de la creier, totul se transmitea chimic în organism, ceva care dăuna fibrei musculare la momentul ăsta. Era acea fractură de stres despre care se tot vorbește? Nu cred. Nu neapărat, nu e același lucru, nu? Nu cred că e același lucru. Dar de ce că e fractura de stres? Sincer să fiu, nu știu exact. Că tot auzim, a făcut fractură de stres. Da, nu știu, n-am înțeles niciodată exact cu exactitate ce înseamnă lucrul ăsta. Deci asta a fost în 96. Mie mi-a părut rău de Lupu, că totuși Angel Iordănescu n-a mers pe Lupu. E adevărat, un Lupu care nu știu dacă în angrelajul și în stilul de joc gândit de Angel Iordănescu avea loc. Și asta e adevărat. Avea, ții minte, Angel Iordănescu începuse să joace mult contraatac. Era alt stil. Nu era stilul Lupu, care Lupu domina meciul, practic. Despre asta era vorba. Dar pentru mine Lupu a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile. Nu știu acum dacă în top 3, în top 5 sau în top 10, dar sigur în top 10, asta clar. Adică ca și talent mi s-a părut fabulos. S-a făcut un jucător uriaș și la propriu și la figură. Nu doar talentat, dar și foarte puternic. Da. Că asta face deosebirea inclusiv în zilele noastre. Adică el era un hocheist în fotbal.
el a practicat hockey-ul în tinerețe, avea niște picioare atât de puternice, dar în același timp atât de delicate. Adică erau practic doi oameni într-unul singur. Avea o forță de pătrundere extraordinară, dar și o finețe a execuțiilor ieșită din comun. La Nenuțu Sabou este marele absent la Europeanul din 2000, unde nu participă, deja el era rapid, așa, din nou s-a accidentat, aceleași probleme musculare, el a fost marele absent aici, apoi în 2008 deja, nu mai sunt, 2008 și 2016, nu mai sunt nume atât de mari. În 2008, țin minte că o surpriză mare a fost neconvocarea lui Florin Bratu, care a stat cu Victor Pițurcă în cantonament până înainte de anunțarea lotului cu câteva ore și a fost dintre cei aleși să rămână acasă. E adevărat, era o concurență dintre mare. Dintre cei nealeși, mai degrabă. Dintre cei nealeși, da. S-au ales să rămână acasă. Da, rămasul nostru special acasă. Dar de cât s-a spus ales să rămână acasă, de cei nealeși. Da. Erau, îți dai seama, Marica, Daniel Nicolae, care a jucat titular, Marius Nicolae, Mutu, deci erau o grămadă de atacanți buni. Acolo Bratu nu și-a mai găsit loc în 2008. Iar în 2016, iarăși un soi de nedreptate, dacă vrei, s-a întâmplat cu Alex Maxim. Pentru că Alex Maxim, ți-am povestit într-unul din episoadele trecute, a inventat un moment de geniu într-o clipă de disperare pentru echipa națională la meciul cu Finlanda. Și a născut practic golul care ne-a calificat. După care Alex Maxim a punctat și în finalul meciului cu Feroe. Bine, asta nu mai contează, dar a risipit orice fel de emoție. De la 2-0 s-a făcut 3-0. A fost decisiv, practic, în meciurile decisive. Exact. Ei bine, în iunie, când s-a făcut convocarea la echipa națională, a fost într-un balotaj, a fost printre ultimii pe care ne-a pus să-i aleagă și a rămas acasă, așa cum a rămas și Andrei Ivan. Dar Andrei Ivan era un jucător de 19 ani. Deja Maxim era un jucător de 27-28 de ani și pentru el a fost ultimul tren. Deci cea mai dramatică absență și cea mai tristă a fost a lui Ilie Balac. Clar, aia clar. Și da? Cu cel mai mare impact. Adică face parte dintre cei trei mari, imenși fotbaliști români, Dobrin, Hagi, Balac. El, Ilie, n-a fost la niciun turneu final. Iar mai ții minte trist Ilie atunci? Nu cunoșteam că eram... Eu parcă mi-aduc aminte că după accidentare nu și-a mai revenit. Nu și-a mai revenit niciodată ca fotbalist la capacitatea aia. A venit la Dinamo, Mircea Lucescu la Dinamo, a încercat să-l ajute, a mai jucat, a mai încercat să joace. Însă o decizie pe care el a regretat-o că s-a dus la Dinamo. Asta nu știu. Da, dar așa cum a regretat și Gică Popescu după aceea, peste ani. Dar el a regretat decizia că s-a dus la... N-a fost fericit la Dinamo. N-a fost fericit și pentru că, din păcate, lucrurile n-au mers. Și pentru că el nu mai putea fi același. Pentru că Ilie Balac era genul de jucător care spunea: eu sunt cel mai mare din lume, nu de aici, de lângă noi. Uh-huh. El povestesc colegii lui din vestiar. A avut momente când a fost cel mai mare din lume în joc? El așa zicea, probabil că da. Colegii din vestiar povesteau câtă încredere putea să le dea Ilie în vestiar spunându-le lucrul ăsta. Că îți dai seama, noi eram o națiune totuși mică în fotbal și începusem să jucăm cu campioana mondială Italia, cu Fiorentina, cu o grămadă. Și zicea: cine să știa, mă? Ăștia sunt... Păi ăștia-i face, mă. Cum adică? Nu aveți încredere? Aveți încredere în mine. De altfel, el avea acest ego extraordinar de puternic. Dacă ții minte, el a spus la un moment dat: Craiova Maxima s-a născut și a murit odată cu mine. Ceea ce nu știu dacă este sau nu este adevărat, dar este definiția lui Ilie Balac. El asta credea despre el, iar asta l-a ajutat și pe el și pe colegii lui să învingă pe cei mai buni din lume. Da, mulțumesc, Andrei. A fost episodul Oameni Buni cu numărul 7 din acest serial. Un serial foarte popular, v-am zis, se uită lumea de rupe, da? Hai la Euro, mari absenți de la campionatul european și poveștile din spatele lor. Ne revedem cu episodul numărul 8. Mulțumim, Andrei. Ne oprim momentan aici.